Văd o țară care crește economic, dar care se golește de tineri. Război în Est, care va continua, război în Orientul Mijlociu, care poate să conducă în mai multe direcții, instabilitate în Marea Roșie. N-am avut o valoare strategică mai mare pentru România decât acum. Toată lumea are nevoie de noi. Salutare, dragi prieteni! Astăzi am deosebită plăcere să vă ofer un video cu totul și cu totul deosebit. Am avut plăcerea să mă reîntâlnesc cu domnul Mircea Joană și am zis să nu scap ocazia să-l aduc în fața dumneavoastră ca să-l cunoaștem și să aflăm cine este omul Mircea Joană. Sunteți românul care ocupă cea mai înaltă poziție la nivel internațional din istoria României, cea de secretar general adjunct al NATO, o personalitate internațională și unul dintre cei mai importanți oameni de stat ai României de la Titulescu și până azi. La doar 37 de ani, în februarie 1996, ați fost numit ambasador extraordinar plenipotențial al României în Statele Unite ale Americii, fiind cel mai tânăr ambasador din corpul diplomatic românesc. Din 2000 până în 2004, ați ocupat poziția de ministru al afacerilor externe a României, fiind direct implicat în aderarea României la NATO și la Uniunea Europeană. De asemenea, ați fost președintele Senatului României din 2008 până în 2011, și președinte al Partidului Social-Democrat din 2005 până în 2010. La data de 17 octombrie 2019 ați fost numit secretar general adjunct al NATO, cea mai de succes alianță militară din istorie, așa cum ați numit-o chiar dumneavoastră. O alianță care asigură în momentul de față securitatea și prosperitatea peste un miliard de oameni. Un CV cu totul și cu totul impresionant, pentru care meritați felicitările noastre și mulțumirile pentru că ne dați șansa să dialogăm împreună. Mulțumesc foarte mult pentru invitație, la mulți ani și Doamne ajută să fim sănătoși în primul rând, că restul se rezolvă. CV-ul ăsta, care întotdeauna într-un CV prezinți în principal momentele importante, cele pozitive. Am avut în viață și momente mai grele. Viața nu e făcută doar din... E făcută și în momente de încercare, din momente de îndoială, în momente de înfrângere. Cred că cel mai important lucru este să ai puterea să-ți revii, să continui să te reinventezi și sunt extrem de onorat să conduc Alianța Nord-Atlantică. A fost visul meu de puști și într-un fel poate că există undeva acolo cineva care ne ghidează în viață. Când alergam absolut bezmetic pe coridoarele Congresului American, Senatului American, Casei Albe, ca să băgăm România în NATO, iată-mă, 5 ani de ambasador, 5 ani la NATO, într-un fel, cred că există ceva mai sus decât noi. Mulțumesc pentru invitație, îmi face mare plăcere să te întâlnesc, să te reîntâlnesc și prin tine să mă întâlnesc cu cei cu care ești într-un contact atât de interesant și de frumos. Mulțumesc pentru invitație, îmi face mare onoare. Onoarea e de partea mea și a noastră și a celor care se vor uita la noi la acest video. Să intrăm puțin în subiect. Trăim azi vremuri destul de complicate. Am ieșit dintr-o pandemie, o serie de războaie în jurul nostru, o criză financiară care se apropie lent, dar își face resimțită problema. Ce se întâmplă? Trăim o apocalipsă sau trăim o resetare? Cum vedeți dumneavoastră problemele care par din ce în ce mai mari în jurul nostru? Este un moment extrem de complex și aș spune, uitându-mă puțin în trecutul recent, că nu am avut în ultimii 35 de ani, de la prăbușirea comunismului în Europa, un moment atât de complicat și plin de neprevăzut ca cel pe care îl traversăm acum. Război în Est, care va continua, război în Orientul Mijlociu, care poate să conducă în mai multe direcții, instabilitate în Marea Roșie, alegerea unui președinte în Taiwan care nu e pe placul Beijingului, tehnologie, inteligență artificială, schimbări în societate, deci un lucru foarte, foarte complex.
I-am învățat ceva la NATO și în viața mea profesională și în cariera mea de lider politic român. Este că trebuie să speri la ceea ce este mai bun și să te pregătești pentru ceea ce este mai rău. Nu va fi nici apocalipsă, dar o lebădă neagră care să creeze condiții neprevăzute, care să complice suplimentar lucrurile, este oricând posibil să apară. Deci cel mai bun lucru este să fii vigilant și dacă e ceva pe care, într-adevăr, sunt foarte mândru că îl fac la NATO zi de zi, alături de secretarul general Stoltenberg, într-o echipă foarte unită, este că facem exact asta. Anticipăm riscurile, ne pregătim pentru situațiile cele mai complicate și, între timp, asigurăm predictibilitate pentru țările aliate. Sunt atât de bucuros să văd România NATO. Nu aș vrea să mă gândesc ce s-ar întâmpla acum cu opinia publică românească și cu țara noastră dacă n-am fi fost în NATO în acest moment și nu în european. Deci, moment foarte complicat. Ca întotdeauna, haideți să punem altă. Se reîmpar cărțile. Ca și în viață, și în istoria națiunilor, și în istoria umanității, apar momente de ruptură, de schimbare de ritm, în care polii de putere se modifică, în care condițiile se modifică și în care, încă o dată, așa cum s-au împărțit cărțile după terminarea războiului rece, se reîmpart încă o dată. Și atunci, pentru o țară ca România, este țara noastră, este țara pe care o avem, țara pe care trebuie să o iubim și pe care trebuie să o apărăm și să o protejăm și să o ducem mai departe. Întrebarea este, în acest joc în care se reîmpart cărțile, care vor fi învingători și învinși, ca întotdeauna, ca în orice competiție. Atunci eu am ambiția ca, prin experiența mea, prin contactele mele, prin ceea ce am învățat, și bun și rău, de-a lungul unei vieți active în politica românească și în politica internațională, să înțelegem că pentru România nu atât de mult riscurile externe sunt o problemă. Ele sunt o preocupare și pentru că ne afectează, nu direct, dar indirect. Inflație mai mare, pentru că a fost situația cu energia, probleme legate de piese de aprovizionare, lanțuri de valoare, exporturi, nervozitate. Dar nu avem o problemă de risc militar direct la adresa României pentru că suntem în NATO. În schimb, unde văd dificultăți pentru țara noastră și pentru multe alte țări, sunt slăbiciunile interne. Un sistem politic care pare să nu mai fie capabil să furnizeze politici publice și credibilitate și încredere din partea oamenilor, din partea sectorului de business, din partea cetățenilor. Văd o țară care crește economic, dar care se golește de tineri. Numesc în cartea mea Bătălia pentru viitorul României paradoxul românesc. Țara merge într-o direcție relativ bună, dar jumate din tinerii mei decid să părăsească țara. Am orașele mari ale României care se dezvoltă destul de bine, dar am restul României care este practic într-o situație foarte, foarte proastă. Deci a spune că principala problemă pentru România este mai degrabă de risc intern, de slabă capacitate a sistemului nostru politic să poată să lucreze în condiții foarte, foarte stresante. Și ai nevoie acolo de un alt tip de calitate de politici publice, un alt tip de abordare a lucrurilor. Deci nu va fi apocalipsă, dar vor fi vremuri foarte complicate în care țările care știu să se aranjeze și să se organizeze bine vor profita. Țările care vor fi vulnerabile și prost organizate în plan intern, politic, economic, social, vor avea de suferit. Nu vreau ca țara mea să aibă de suferit. Da, ați anticipat cea de-a doua întrebare, Ana. Vreau să vă întreb de ce trebuie să ne temem. Am cam înțeles din răspunsul dumneavoastră, însă mi-a plăcut cea cu împărțitul cărților. Și aș vrea să vă întreb direct, cum faceți să tragem o mână mai bună la reîmpărțirea cărților? Haideți să ne uităm puțin la istoria modernă a României. Și vreau să spun că sunt extrem, extrem de mândru cum înaintașii noștri, nici ei perfecți. Haideți să fim serioși. Idealizăm perioada interbelică, idealizăm perioadele de România Mare și așa mai departe. E normal, avem nevoie de mitologie națională. Dar am avut o calitate a noastră a românilor și a elitelor românești de-a lungul istoriei, că atunci când a apărut un astfel de moment, pentru că istoria, titoria României moderne este construită pe astfel de momente. Primul război al Crimeei a condus la unirea principatelor și la apariția lui Alexandru Ioan Cuza, am portretul lui aici la mine în birou, îl consider unul din cei mai mari lideri ai României, pentru că a reușit să creeze din două provincii orientale, sărace, un stat, un început de stat modern. Și românii atunci au știut să se adune.
a venit generația brătienilor, care au importat o dinastie de succes în România. După aia a venit Regina Maria. Am avut tot timpul, în astfel de momente, lideri capabili să fructifice astfel de momente. Dacă nu era președintele Woodrow Wilson cu principiile de autodeterminare, cine știe ce se putea întâmpla cu noi? Am știut să profităm atunci? Am știut să profităm. Și după căderea comunismului am știut să profităm. Am avut atunci un moment de rară unitate în națiune, când știam că de să mergem către NATO și către UE. Cred că și acum, cel puțin sper, că într-un moment similar cu cele care au fost momente de cotitură în această construcție a națiunii române moderne, vom avea din nou oameni, bărbați și femei, nu neapărat dintr-un partid politic sau exclusiv din politică, dar și din sectorul de business, din mediile civice, din universități, din diaspora românească, care este atât de numeroasă și atât de importantă pentru noi, din nou, resursele pentru a profita și de acest moment. De ce ar fi păcat să nu facem asta? Pentru că niciodată în istorie, de la Cuza, la Brătieni și de la regele Mihai până la integrarea euroatlantică, n-am avut o valoare strategică mai mare pentru România decât acum. Toată lumea are nevoie de noi. Avem un rol multiregional. Batem și în Marea Neagră, batem și către Est, către Ucraina și în Europa Centrală și în Balcan și în Orientul Mijlociu extins. Niciodată, dar niciodată. Și vă spune asta cineva care se pricepe la geopolitică, România n-a avut o valoare de întrebuințare, o cotă de piață mai mare decât acum. Ar fi mare păcat și ne-ar bate Dumnezeu dacă n-am transferat și în dividende economice, de dezvoltare, de prosperitate, de investiții, de capital românesc mai robust, această șansă formidabilă. Cred că provocarea pentru noi în acești ani este să putem să transferăm importanța strategică a României în relevanță economică, în dezvoltare, în prosperitate. De ce nu? În repatrierea unui număr cât mai mare dintre românii și româncele care au decis să părăsească țara. Deci, după cum vedeți, am un nivel de optimism destul de mare. Evident că nu întotdeauna calculul de acasă se potrivește cu prețul din piață, dar cred că vom găsi și de această dată resursele, liderii, energia, entuziasmul, ambiția pentru a ne autodepăși și a mai construi un capitol din istoria națiunii noastre. Să ne ajute Dumnezeu! Aș vrea să vorbim puțin acum despre omul Mircea Joană. Ce pasiune aveți? Ce pasiune aveți acum și ce pasiune aveați în copilărie, dacă putem face un arc peste timp? Pe vremea mea, copiii făceau foarte mult sport. Și rămâne pentru mine o pasiune formidabilă. Am jucat și basket, am fost și arbitru de fotbal, am jucat și rugby, am jucat și tenis, am jucat de toate. Și acum fac foarte mult sport. Și într-un fel mă doare inima să văd cum o superputere sportivă, cum a fost România, ușor, ușor, pe faptul că nu mai avem condiții sau n-am știut să recreăm condițiile pentru încurajarea părinților în această ordine și a copiilor pentru a face sport, pentru a avea pasiuni, face ca România astăzi să fie... Ne bucurăm că Drăgușin a debutat la Tottenham, să-i dea Dumnezeu carieră lungă și bogată, dar în spate știm că este, dacă m-aș gândi la ceva care ar merita să încercăm să-l facem, aș reinventa un fel de daciadă modernă în care să găsim resursele pentru a încuraja copiii să facă sport. Tot îmi place lectura, am citit tot timpul mult, am scris mult, am scris și o carte recent. Sunt foarte curios. Îmi place să citesc și lucruri în afara profesiunii mele. Când am timp, răsfoiesc o carte despre alte subiecte. Încerc să... În timpul pandemiei, ca mulți dintre noi, m-am reapucat un pic de cântat la pian. Nu știam eu prea bine când eram copil, dar de pandemie ce nu faci? Am reinvestit în spaniola mea, care era destul de bună, dar acum sper să devină foarte bună. Deci, limbi străine, chestiuni culturale și foarte mult sport. Cred în continuare că sportul este o formă de educație pentru viață și pentru performanță. Nu doar în sport, ci și în viața noastră profesională. Vorbim de pasiuni și în special de pasiunile majorității celor care urmăresc canalul meu de YouTube și împletindu-le puțin cu poziția de noastră actuală de secretar general adjunct al NATO. Nu cu foarte mult timp în urmă, în timpul războaielor pentru comunicații se foloseau porumbei voiajori. Acum lucrurile probabil s-au schimbat. Parcă și războaiele erau mai pasionale pe vremea când se foloseau porumbei voiajori. Cum,
cum se transmit astăzi mesajele de pe front și ce părere aveți despre acele vremuri în care porumbei erau folosiți pentru transmiterea mesajelor. Mi-aduc aminte când mergeam în vacanță la bunici la Craiova, aveam un văr al lui bunicul. Bunicul lucra la Calea Ferată, la depou, la CFR, la Craiova. Vărul Costică, îi spuneam. Și era la două case mai încolo de bătrâni și avea porumbei voiajori. Era extrem de pasionat și eram fascinat. Știu că mă duceam la el, îmi dădea drumul și... Eu nu știu dacă nu cumva serviciile de informații de astăzi încă mai folosesc astfel de mijloace, erau cele mai sigure și istoric era un mijloc de comunicare. Lucrurile s-au schimbat, tehnologia a schimbat foarte mult. Ne uităm puțin la Ucraina, care este un exemplu extrem de elocvent. Cum se... Ucrainienii forțați de eveniment au devenit foarte, foarte creativi. Cred că folosesc și acum mijloace naturale pentru comunicare. Cetățeanul simplu învață să folosească o dronă și să o folosească pentru a face fotografii și a le transmite către colegilor militari pentru a putea să aibă o imagine mai clară despre ceea ce fac sau ceea ce vor să facă rușii împotriva lor. Dacă este un lucru care trebuie să ne dea de gândit, este modul în care, în plin război, ucrainienii au reușit să-și digitalizeze întregul stat. Au o aplicație pe telefon astăzi, oricare cetățean dintre ei, în care într-o secundă ții carnetul de conducere, într-o secundă îți deschizi cont la bancă, într-o secundă faci orice. I-a forțat războiul să se digitalizeze și cred că e o lecție de învățat și pentru noi, în care încă mai stăm pe la cozi și mai așteptăm cu lunile sau cu anii să se întâmple ceva, să întâmple cineva o autorizație sau cineva să ne semneze o hârtie. Când mergi la notariat, semnezi 100.000 de hârtii, când semnătura digitală este foarte, foarte importantă. Deci parabola porumbeilor voiajori este, care rămân foarte valabil din punct de vedere al simbolisticilor. E un lucru foarte frumos, e un lucru nobil. Eu înțeleg pe cei care au pasiunea asta, pe tine și toți cei care aveți aceste pasiuni și alte pasiuni. Pentru că în această lume tot mai involburată, tot mai înstrăinată, tot mai ruptă de natură și de viață, cred că simțim cu toții nevoia de a ne reîncărca cu ceea ce înaintașii noștri, că avem cu toții în creierul nostru care ține minte ce s-a întâmplat în istorie, nevoia de a fi în natură, nevoia de a fi alături de planetă, de lucrurile frumoase. Deci nu pot decât să vă spun că sunt un pic gelos pe voi, cred că aveți o pasiune minunată și poate că într-o zi o să mă învățați și pe mine și mă cooptați în cercul vostru de oameni. De oameni frumoși și de oameni care cred că văd lucrurile de la o altă altitudine. De așteptăm să vă cooptăm, dar până atunci, dumneavoastră ca un de stat și dumneavoastră experiența dumneavoastră și pentru că ați trecut și prin experiența vărului Costică și a copilăriei idilice pentru majoritatea dintre noi, ce credeți sau cum credeți că ar putea statul să se implice, să ajute oamenii în întoarcerea asta la natură, care vrând nevrând e absolut necesară. Digitalizarea este foarte bună, civilizația este foarte bună, dar depărtarea de natură nu este neapărat benefică, ca să zic așa. Ce credeți că ar putea face statul pentru pasionați în general, nu vorbim aici doar de porumbei, sunt pasionați de câini, de tot felul de animale de companie, tot ce înseamnă zona asta de natură. Bun, statele care își merită numele de stat. Deci care sunt dinamice, moderne, agile, care răspund și anticipează nevoile societății, se organizează în acest fel. Aveți și voi foarte multe exemple de colegi de-ai voștri, multe alte țări europene și de lungul și latul planetei noastre, în care există forme de reglementare, de încurajare, stimulente de diverse feluri, educație în școală, condiții. Statul român are istoric și mai ales acum, când e tot mai disfuncțional, o dificultate în a comunica cu cetățenii și a le înțelege nevoile. Noi știm mai bine. Când se suie pe scaun, parcă se întâmplă ceva. Și cred că primul lucru care trebuie să-l facă un stat care se respectă la nivel de autoritate locală sau națională sau europeană, este acela de a dialoga cu cetățenii, de a vorbi cu oamenii, de a te consulta cu ei, dar pe bune.
Și cred că dacă aș fi să sugerez ceva și dacă aș fi în situația să pot să fac ceva, aș face-o pe scară mare în societatea românească, este reînceputul unui dialog și poate o punte de încredere între stat și cetățean. Iar voi sunteți cei care, și pe cei care au pasiune pentru animale, pentru câini, pentru... Mă bucur când voi la fotbal, că adoptă la început de meci de fotbal. E un lucru foarte, foarte frumos. Dar statul român nu știe sau a uitat să dialogueze pe bune cu cetățenii și să-i întrebe de ce aveți nevoie, cum am putea să facem mai bine, ce reglementări am putea să adoptăm. Și asta ar strâni și altceva. Ar strâni și un spirit civic mult mai mare la nivelul societății. Pentru că vă dau exemple din nordul Europei. Poate că nu sunt elocvente pentru noi. Dar în medie, un cetățean din țările scandinave face parte în medie din 4,4 ONG-uri diferite. Da? De ce? Pentru că acolo există o cultură a implicării civice, a participării. Și acolo statul încurajează aceste lucruri. Deci ceea ce pot să spun este că trebuie să avem un dialog sistematic, să ascultăm. Iar acolo sunt forme organizate și asociații foarte puternice, ele să vină interlocutori privilegiați ai statului. Deci înainte să faci orice legislație sau decizie, te duci ca reflex, întrebi asociația X, Y, Z. Așa funcționează statele moderne, așa se creează politici publice care fac sens. Și pentru mine este foarte important să reclădim un spirit civic în România. De la modul în care implicăm bisericile în plan social, până la modul în care discutăm cu pasionații, de la filatelie și șah, până la columbofie și orice altă pasiune. Oamenii aceștia sunt foarte prețioși, pentru că în zona asta de cinism și de foarte multe ori de respingere a ceea ce se întâmplă, oamenii care au pasiune sunt pasăre rară. Și cred că trebuie să-i ținem aproape și să-i încurajăm să persevereze și să ajungă la nivelul următor. Frumos. Aș vrea în finalul discuției noastre să ridic o întrebare despre o temă sensibilă sau o temă care mă frământă pe mine. Eu vin din zona antreprenoriatului, așa cum știți. Și percepția mea este că avem de-a face acum cu două Românii. O România neajunsurilor, a birocrației, a greutăților, a statului la coz, exact cum spuneați dumneavoastră, și o Românie care ușor, ușor prinde contur, este încă extrem de minoritar, a celor care vor să facă lucrurile bine. Când vorbim de business, antreprenoriat, de social, de politică, avem oameni care vor să facă lucrurile bine. Ce crezi că ar trebui să facem pentru ca starea asta de bine, care acum cred că este totuși minoritară, să devină majoritară în România, să devenim un stat real, care are grijă de proprii cetățeni, și să creștem de nivelul ăsta de bine general pentru toți cetățenii? Cred că singura soluție pe care o avem, dacă vrem să nu fim victimele acestei reîmpărțiri de cărți la nivel internațional și să lăsăm pentru copiii și nepoții noștri o țară mai bună decât cea pe care am preluat-o de la ei noștri, este să ne implicăm. Nu există altă soluție. Cred că sunt de fapt trei Românii. E o Românie resemnată, o Românie care trăiește în sărăcie, în necazuri, care trăiește de pe o pensie pe alta, care are probleme foarte, foarte mari și care are nevoie de sprijinul nostru. Au nevoie de sprijinul nostru. Eu când văd că 60% de copii născuți la țară nu termină liceul, nu e doar o problemă socială sau creștină, ci este o problemă economică, de profitabilitate. N-ai forță de muncă. Importăm din toate colțurile planetei forță de muncă. Mai este o Românie în putere, care este foarte mânioasă, extrem de frustrată. Și care o vezi în fiecare zi cum explodează. Lumea e foarte nemulțumită. Și au dreptate să fie nemulțumiți. Și mai este o a treia Românie, o Românie ambițioasă, de oameni care știu să facă, care pot să facă, care ar dori să facă și care sunt și care au practic două variante. Fie perseverează în România, fie își vând afacerea și pleacă. Exact. Foarte mulți decid să abandoneze lupta. Deci, vorbind de bătălia pentru viitorul României în cartea mea, e un apel către oamenii din toate cele trei Românii să ne implicăm, să știm că se poate face și altfel treaba în țara asta. Și politică, și economie, și social, și pasiuni, și reputație, și influență, și,
sunt absolut convins că există resurse în societatea românească, atât de greu cât ne este, să ne remobilizăm și să mergem mai departe. Sunt foarte ambițios privire la țara mea, sunt absolut convins că se poate face treabă. Este frustrant să vezi că potențialul acestei țări este de foarte multe ori irosit, dar cred că răspunsul este pentru toți, pentru toate colțurile românismului, din Noua Zeelandă până în Alaska și din Los Angeles până la Surina și la Tulcea, că trebuie să ne implicăm. 2024 este un an extraordinar de important, inclusiv din punct de vedere politic, nu doar la noi, și în America, în Europa, în România, în Republica Moldova, Maia Sandu are alegeri foarte importante pentru președinte și la noi sunt alegeri foarte importante. Deci, dacă avem, cum să spun, dorința de a vedea țara într-un alt loc și noi trăind în alt fel, trebuie să ne implicăm, să ieșim la vot. Nu este normal ca să avem sub 50% participare la vot într-un astfel de an. Și sper să văd și tinerii și cei care de obicei sunt mai sceptici cu privire la politică să vină și să se implice. Să implice în politică, să implice în viața cetății, să aibă pasiuni. Pentru că se poate face treabă și înaintașii noștri au știut să facă treabă în momente similare. În momentul nostru să încercăm să facem la fel. Vă mulțumesc foarte mult pentru timpul acordat. A fost o reală plăcere să-l cunoaștem și pe omul Mircea Joana, nu doar pe diplomatul, și pe omul de carieră și pe omul de stat. Și vă promit că la următoarea noastră întâlnire aduc și o adeziune ca să vă aducem măcar onorifică în rândul pasionaților de porumbei. Vă mulțumesc și vă doresc mult succes! Mulțumesc și să dea Dumnezeu să fim în primul rând sănătoși și aștept să mă alătur acestui grup minunat de oameni. Dragilor, sper că v-a plăcut videoul nostru. Aștept comentariile voastre pe această temă și nu doar pe această temă. Și așa cum am aflat astăzi, cu toții trebuie să ne implicăm pentru o Românie mai bună. Multe salutări de aici, de la București!